Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este domnul Teodor Paleologu, doctor în filozofie și profesor și președintele Fundației Paleologu. Domnule Paleologu, vă salut, mulțumim tare mult pentru prezență. E o bucurie să vă avem alături. Bună ziua, cu mare plăcere. Ne propunem o temă grea astăzi, vorbim despre lideri, leadership, cei care ne conduc, clasa politică, firește o să ne referim și la contextul politic la războiul de lângă noi. Casa Paleologu organizează și oferă foarte multe cursuri de leadership și nu numai aveți foarte multe cursuri de cultură, ateliere, de lectură pentru copii, pentru adolescenți, pentru adulți. Faceți și deplasări de studiu în țară, dar și în străinătate, și mergeți foarte mult și prin licee, domnule Paleologu, ceea ce este absolut remarcabil și minunat. Eu v-aș întreba pe șleau că dacă ne uităm pe cifrele astea privind analfabetismul funcțional în rândul elevilor, ne îngrozim, ne șocăm, alarmant deja nu mai e un cuvânt uh, care uh, nu știu, să se încadreze în subiectul pe care îl discutăm. Nu știu cum am putea defini faptul că aproape jumătate dintre elevii noștri nu înțeleg ce citesc, nu pot să interpreteze ce au citit. Uh, nu cumva a devenit demodat să citim, domnule Paleologu? În niciun caz. Uh, mai e la modă cititul? E, e, nu e chestie de modă, e vorba de plăcere. Uh, nu e nicio altă plăcere mai mare decât uh, plăcerea cititului. Și te și ține, că alte plăceri la un moment dat te lasă. Asta nu te lasă. Bun, te poate lăsa mintea, dar cât te ține mintea, uh, plăcerea asta continuă, este extraordinară. Și în plus dacă îi dai minții hrană în mod permanent, dacă o pui la treabă, nici nu slăbește așa repede. Uh -huh. da? Deci e chiar o condiție pentru sănătatea noastră mentală, pentru sănătatea noastră tucur. Da. Pe de altă parte, putem vedea lucrurile și din altă perspectivă. O, o țară în care se citește puțin, o țară care nu pune preț pe educație, este o, pre, o, o țară sinucigașă. Uh, adică vrem să fim la coada celorlalți, bine. Suntem deja, problema da. e că... Dar, uh, există o legătură directă între disprețul pentru educație și poziția asta uh, pe care noi ne -o alegem, mă rog, noi, mulți uh, dintre compatrioții noștri și o aleg uh, de a fi, de fapt, într-o postură uh, mai, rog, mai puțin glorioasă, ca să nu spun altfel. Spuneați-mi. Uh, să vă spun ceva. Uh. Să, uh, uh, la Paris uh, e coadă la biblioteci. Și duminica, da? Deci duminica la uh, Centre Pompidou la ora 9 jumate e deja coadă pentru că se deschide la 10. Uh, la biblioteca Universității Sorbona uh, e coadă, la saint Genevieve e coadă, e o, uh, acolo se citește, deși există și în Franța un declin evident al uh, lecturii. Uh, bun, Asta spune ceva. Acum, o să vă povestesc din propriile mele experiențe recente, că am fost în tot felul de școli, în special în București, dar și în țară, în sate, din Moldova în special, dar și la Brașov. Și de fiecare dată când ajungem să vorbim despre lecturi, văd că unii elevi mișcă, au lecturi interesante recent am fost la Spirul Haret, înainte de asta la Liceul Caragiale, la Coșbuc, la Vlahuță și erau de fiecare dată elevi care citiseră. Dostoievski, Platon, Nice, Virginia Woolf, deci sunt întotdeauna și asemenea elevi care au o pasiune pentru citit. Acum, întrebarea este cum îi privești ceilalți? În unele cazuri ei sunt hărțuiți neînțeleși, disprețuiți poate de colegii Tucilări, lor, dar niște nu giudați. e totdeauna așa Nu e totdeauna așa, adică la Vlahuță de exemplu, țin minte, era un băiat foarte deștept care urmează să studieze în Anglia și în mod evident ceilalți nu l priveau deloc de sus La Spiru Haret, țin minte, era o fată extraordinară în primele rânduri Uh, care punea foarte multe întrebări m-a impresionat. Uh, citise tot felul de lucruri uh, și punea întrebări foarte pertinente. Uh, pe de altă parte, uh, vreau să. Vorbesc și de cealaltă parte a realității românești. Uh, am fost cu sprijinul UNICEF, uh, la dorința uh, UNICEF-ului, în uh, sate din Moldova. Uh, trebuie să vă spun că, din punct de vedere uman, mi-a adus o mai mare satisfacție întâlnirea cu copii uh, din medii foarte uh, nevoiașe. Am fost foarte impresionat, extrem de impresionat, uh, e ex foarte emoționant. Uh, și uh, felul în care își manifestă gratitudinea, Ceva afecțiunea. Emoționat. Una dintre fete mi-a scris o, o scrisoare așa, extraordinar de frumoasă, cu niște mici greșeli de ortografie, mm -hmm. într-adevăr, dar era... Uh, foarte impresionant. Nu, mă rog, n-am adus-o cu mine să vă arăt. Probabil erau ar și impresionați că ați mers acolo. Da, la ei și aș pentru vrea să ei. mă mai duc pentru că dacă m-am dus doar o dată, sigur că e bine, dar aș vrea să îi mai văd pe copiii ăștia. Ar fi extrem de important. Ei poate După ar a... citi mai mult, dar n-au de unde. sau Stați că vă povestesc imediat. Că în al doilea sat uh, în care m-am dus, uh, mi-a venit ideea să întreb de bibliotecă. M-am gândit să îi iau pe copii, să mergem împreună la bibliotecă, să ne uităm, să vedem ce vedem pe acolo, să le fac sugestii mm -hmm. uh, și am stârnit un fel de panică. Unde e cheia? Cine are cheia de la bibliotecă? A, ah, doamna Cutare are cheia de la bibliotecă, dar fatalitate nu era în sat, era plecată cine știe unde. Uh, ce vreau să spun cu asta, că multe din bibliotecile uh, despre care auzim că vorbesc, că există, pardon, de fapt au, vedem că pe hârtie că există, de fapt sunt fictive. Ele nu sunt deschise, nu exact. sunt accesibile și nu sunt accesate. Uh, una dintre fetele de acolo, simpatică de alminte mi-a spus aproape lăudându-se că ea n-a mai pus mâna pe o carte de dinainte de pandemie. Nu zic să fi citit, nu a atins o carte de dinainte de pandemie. E vorba de sate în care abandonul școlar e de 80%. Și adesea părinții îi forțează pe copii să nu mai meargă la școală. Iar primarilor le e frică să aplice legea. Legea îi obligă să. Uh, ia măsuri în cazurile astea, dar le e teamă că nu vor mai fi votați. Uh, despre asta este vorba și nu pot să nu mă gândesc că la câțiva kilometri de satele astea prăpădite sunt oameni care au foarte mulți bani. Uh, I-am cunoscut, da? am întâlnit elita locală. Uh, care au tot felul de mașini extraordinare, călătoresc peste tot în lume. Uh, unul dintre uh, oamenii de afaceri locali uh, uh, are un avion personal. Să -și facă dar și o bibliotecă. de ce nu nu nu, nu bibliotecă? ar putea să se gândească uh, pentru acești copii să financeze un program mm -hmm. în care, uite, să pot să mă duc eu sau altcineva în mod constant. Pentru că dacă m-am dus odată, e bine, dar nu este suficient. Am aruncat niște semințe, dar apoi acele semințe trebuie uh, să aducă uh, roade, evident. Și în unele cazuri pot aduce roade. Îmi aduc aminte într-unul din satele astea de un uh, uh, băiat uh, rom simpatic. Vă dați seama că nu era un tip cultivat sau pe el îl interesa boxul. Dar l-am făcut să țină un discurs folosind Uh, imaginea boxului, da, despre uh, ce poți învăța din box ca filozofie de viață. Uh -huh. Și a ieșit un discurs foarte bun. Sigur că era emoționat, uh, uneori se mai pierdea, dar a fost foarte bun. Uh, și mă gândeam la el, uh, ar avea nevoie de un antrenor, uh, nu doar pentru box, ci și pentru uh, viața minții. Pierduse da. deja doi ani uh, pentru că plecase în afara țării cu uh, familia. În plus, el ce vede în uh, satul uh, respective de alți uh, romi uh, care uh, au făcut bani uh, nu se știe cum sau mă rog, uneori știm cum uh, în uh, afara țării Uh, și de ce să mai meargă la și școală. fără carte. Uh, de ce să mai meargă la școală. Da? Deci uh, cu asta ne luptăm și e nevoie de un efort, nu doar din partea statului, pentru că dacă așteptăm de la stat să facă ceva, uh, o să așteptăm foarte multă vreme. Uh, cred că e cazul ca oamenii ăștia care au avioane private și mașini bengoase și uh, călătoresc peste tot în lume să se gândească la faptul că își sapă singur groapa Uh, dacă nu se uită puțin peste gard, uh, noi suntem, noi românii, uh, ne-am obișnuit de foarte multă vreme să ignorăm ce se întâmplă în jur, să ne închidem în. Uh, fortăreața proprie, să ignorăm restul României, dar asta de fapt e foarte destructiv. În scrisorile persanele lui Montesquieu e o poveste care ni se aplică din păcate și anume povestea troglodiților. E vorba de un popor care aproape dispare de răi ce sunt între ei pentru că sunt atât de indiferenți unii față de alții încât nu se ajută unii pe alții când au nevoie. Și încetul cu încetul dispar. Poporul român e pe care de dispariție. Noi pierdem substanță în fiecare an. E vorba de o hemoragie pe care o reprezintă exodul și o hemoragie pe care o reprezintă deficitul demografic. Nu e vorba de o criză, e vorba de o prăbușire. Deci, cred că. Este absolut necesar să conștientizăm aceste lucruri și să ne dăm seama că cititul are legătură cu supraviețuirea da. noastră ca nație. Spuneați că n ar trebui să mai stăm cu mâna întinsă la politicieni, ci să începem noi să acționăm individual. Pe pol politicieni, în primul rând, ar trebui să-i luăm la șuturi. <laughs> da. Inclusiv pe mine, unor, de ce nu? <laughs> Ei înșiși sunt imaginea disprețului pentru educație, spuneați dumneavoastră la un moment dat. Păi, evident, când ai prim-ministri care și-au obținut doctoratul în mod nu foarte clar, asta, manifest, asta arată, de fapt, care este atitudinea față de învățătură a foarte multor români. Ponta sau cine mai fi, bode, nu sunt cazuri izolate. Ei reprezintă ceva și anume că, pentru foarte mulți studenți, facultatea este pur și simplu un oficiu care pune o ștampilă pe o hârtie, atât și nimic mai mult. Nu este un loc de învățare, de progres intelectual și moral. În timpul pandemiei și eu și colegul meu de la Casa Paleologul Răzvan Ioan am ținut cursuri MOCA, într-o facultate foarte prestigioasă în raport cu restul. E una dintre cele mai bune facultăți într-una dintre cele mai bune facultăți din țară. Eu am ținut un curs de retorică și ideologii politice, nu le-am dat să scrie un eseu și au fost mulți care au venit. Chiar mi-a făcut mare plăcere să țin acel curs, fie el și MOCA. Răzvan Ioan le-a dat un eseu de scris la sfârșitul programului și jumate au plagiat. Jumate. Pe care i-a prins el. Deci asta arată, de fapt, care este atitudinea multor studenți care își fură căciula. Pur și simplu își fură căciula pentru că, pur și simplu. E stupid să pierzi vremea. De ce, ce sens are să mergi la facultate dacă plagiezi, dacă nu faci nimic cu mintea ta? Nu are niciun rost, sunt ani pierduți, e vreme pierdută. Ar face mai bine să uh, se angajeze imediat uh, și să facă ceva măcar util societății. Fără a jigni pe cineva, se întreba Casa Paleologul undeva anul trecut în cadrul unui eveniment... Ce ne facem cu atâția proști? Da, să vă spun ceva, doamna Nedelea. De fiecare dată când vorbești de proști și prostie, se supără cineva. Nu știu dacă ați observat acest lucru, dar sigur, eu nu vreau să jignesc pe nimeni și încep cu mine însumi, pentru că trebuie să ne dăm seama că și noi suntem proști uh, uneori, cred că poate condiția umană, întotdeauna suntem considerați proști de către altcineva, uh, întotdeauna se găsește un. Uh, uh, un prost care să califice pe altul drept prost, cum s-ar spune în franceză, on est toujours le con de quelqu'un. Întotdeauna suntem prostul cuiva. Întotdeauna cineva ne va considera prost, din vari motive. Și cred că trebuie să ne obișnuim cu această uh, idee. Uh, pe de altă parte, există multe tipuri de prostie. Există prostul naiv, există prostul care, din potrivă, nu e naiv, care se crede foarte lucid, de desubtolog, care citește realitatea. Cred că este care... cel mai periculos. Da, da, e dintre cele mai periculoase specii. După aceea sunt um, um, proștii foarte pretențioși, elaborați, sofisticați, uh, uh, care au, mă rog, teorii complexe pentru a spune, de fapt, niște tâmpenii. E, e foarte interesant fenomenul. Uh, e prostia oamenilor care au uh, un IQ ridicat. Există acest paradox, IQ ridicat și prostie profundă. Wow. După aia sunt proști activiști, activismul prostește, activismul de partid. Există prostul de partid, care e o, o valoare sigură în politică, da? de altfel se promovează pe bază de prostie. Da? Sunt două calități importante în politica românească pentru a ajunge departe, prostia și lașitatea. Mă lipsa totală de demnitate, să spunem. Da? Sunt foarte importante pentru a ajunge departe în politica românească. Ajungem și la politică, bănuiesc. Sigur. Însă varietatea prostiei este foarte vastă, foarte largă și țin să vă spun că am terminat tocmai acum o carte în franceză despre patologiile puterii și cred că următoarea carte de care mă voi apuca este asta. Ce despre? ne facem cu atâția proști? Pentru că, de fapt, e o temă pasionantă de studiu. Avem studiu prostiei în texte clasice, de la Homer până la uh, Eugen Ionescu, Eugen Ionescu e fabulos pe tema asta, caragiale de asemenea. Cred că cel mai uh, interesant autor în materie de studiu al prostiei este Flaubert. Uh, în toate marile lui romane este vorba despre prostie. Uh, și în Madame Bovary, și în uh, Educația Sentimentală, și în Buvar și pe Asta este tema uh, principală. Deci, aș zice că e uh, studiul prostiei e într-adevăr uh, uh, o. o temă majoră uh, și chiar uh, trebuie create catedre de prostologie. <laughs> e limpede că tratamentul este cartea, dar până să ajungi la tratament e nevoie să vezi prostia. Da, să știți că unii își uh, hrănesc uh, prostia din citit. Există și fenomenul ăsta. Sunt oameni care nu pricep ce citesc, uh, sau pricep anapoda, sau citesc într-o perspectivă maniacală. Uh, sunt oameni care uh, citesc totul direcționat de o anumită ideologie uh, care le e proprie. Uh, de pildă, Stalin și Hitler erau mari cititori și nu poți să spui că erau uh, lipsiți de inteligență. Uh, dar uh, lecturile le hrăneau de fapt fanatismul ideologic. Ați vorbit de mai multe ori despre disprețul poporului român pentru educație, citim foarte puțin sub o carte pe locuitor pe an, ceea ce este înfiorător, e limpede că suntem în pericol. Poporul, societatea este în pericol. Când o societate e în pericol, vine liderul care o poate dirija, o poate conduce spre drumul la bun. Dar nu-mi dau seama dacă noi avem liderii ăștia. Pentru că aș vrea să știm ce le predați oamenilor la cursul de leadership. Ah, multe lucruri, dar sunt multe cursuri diferite. Um, e, avem un, um, o școală, uh, care i-am spus, Școala Superioară de cadre, mizând, evident, pe umorul uh, celor care ni se vor alătura. Uh, referință clară la Școala Superioară de Cadre, Ștefan Gheorghiu, dar mai e în Franța uh, faimoasa școală de cadre de la Uriaj, care a fost o pepinieră de înalți funcționari, politicieni, lideri ai Franței de după al doilea război mondial. Uh, deci avem această școală de cadre, plus cursuri pe care le fac eu uh, despre leadership și followership, care să foarte uhum. important. Acum, leadership putem foarte bine traduce în limba română. Arta de a conduce. To lead, a conduce. Nu e nicio. Uh, adică echivalența e perfectă. Da. Pentru followership e mult mai greu. Uh, chiar, nu că, nu e, că e mai greu, e imposibil. Nu poți găsi echivalent pentru followership nici în română, nici în franceză, nici în italiană și nici o altă limbă romanică. În germană, da, există gefolkschaft, dar în limbile romanice nu. Eu insist foarte mult pe importanța followership-ului pentru că Uh, succesul uh, programelor de leadership uh, reflectă narcisismul epocii contemporane. Dacă ne uităm pe telefon acum mm -hmm. da, și băgăm pe Google uh, Leadership, o să ne apară cel puțin vreo 6 miliarde de referințe. Nu vi se pare ciudat. Nu vi se pare că e o lume care a luat o razna suntem 8000. 8 miliarde, pardon, și 6 miliarde de referințe uh, pe Google la uh, leadership. Dacă băgăm și o să avem, vedem câteva milioane, dacă țin eu bine minte. Uh, sper că nu uh, am uitat, Da, e mult. Discrepanța este colosală. Uh, dar asta înseamnă că gândim greșit, că, am, că punem uh, carul înaintea boilor. Uh, cum spune Solon în secolul 6 înainte de Hristos, învață întâi să uh, asculți și abia după aia să comanzi. Adică întâi să fii follower și după aia să fii uh, lider. Nu există lider care înainte de asta să nu fi fost uh, un follower. Un follower curajos eventual, dar un follower. Chiar și cei care își moștenesc uh, poziția și ei au fost follower într-un anume moment și într-un anume sens, pentru că ei trebuie să urmeze o tradiție dar chiar și Alexandru cel Mare, uh, care a ajuns rege la 18 ani, uh, de fapt a fost multă vreme uh, primul colaborator, cel mai important colaborator al tatălui lui, Marele uh, Filip al Doilea. Uh, Acum, uh, mai era ceva în întrebarea dumneavoastră, și anume uh, dacă n-ar trebui să vină cineva să ne scoate din uh, situația asta. Da, numai că uh, liderii nu pică din cer. Uh, mitul Salvatorului e foarte păgubos societățile își au conducătorii pe care îi merită. O societate trebuie să merite un conducător cu adevărat potrivit. Și nu mă refer acum la societatea românească în mod special. Imaginați-vă de pildă că generalul de Gaulle ar apărea acum în Franța. Nu cred că ar fi plebiscitat de francezi, da? pentru că există o nepotrivire între grandoarea lui de Gaulle și Uh, un anumit narcisism contemporan uh, care fac, ne face să nu mai acceptăm superioritatea cuiva. Nu ne place, nu ne mm -hmm. convine, vrem să fim uh, toți la fel. Nu e chiar așa, da? Există, uh, sigur, o egalitate fundamentală uh, între oameni, o egalitate în demnitate umană, dar uh, clar că uh, de Gaulle e ceva mai grozav decât Macron. Până și Macron nu este suportat de mare parte din societatea franceză, din vari motive, nu mai intru acum în detalii, dar există și o problemă de narcisism contemporan care ne face să nu acceptăm valoarea acolo unde este. Ne enervează, ne deranjează și, în special, la români funcționează lucrul ăsta. Uitați-vă, în decursul istorii și chiar mai aproape de noi, uh, român, un român valoros este uh, lăudat doar când moare. Uh, în timpul vieții este porcăit în fel și chip. Uh, după aia este uh, lăudat, ridicat în slăvi și ulterior dat uitării, devenind doar o referință găunoasă. Ce spune asta despre noi? Ceva destul de neplăcut. Dar, uite, mă gândesc la taică-meu. Taică-meu nu era apreciat de toată lumea când era în viață. Câte, câte înjurături, câte insulte nu și-a luat din partea FSN-ului, din partea PRM-ului, adică au fost campanii de ură împotriva lui. Sigur că atunci când se apropia de sfârșit, atunci când a intervenit sfârșitul, dintr-o dată o țară întreagă uh, și-a adus aminte ce extraordinar e Alexandru Paleologu. Uh, iar acum uh, el e o referință. Dar câți îl citesc uh, pe Alexandru Paleologu. Puțin îl citesc pe Alexandru Paleologu, puțin îl citesc pe Steinhardt, puțin îl citesc pe Noica și foarte puțin îl citesc și îl înțeleg pe Eminescu. Eminescu este figura cea mai tragică, de fapt, acestei schizofrenii care ne caracterizează. El este ridicat în slăvi, dar câtă lume citește cu adevărat opera lui Eminescu? Câtă lume își pune cu adevărat problema dacă Eminescu ar fi mulțumit cu țara în care noi trăim astăzi. Că din toate punctele de vedere, el era la antipodul uh, României contemporane. El ar trebui să fie coșmarul nostru. Uh, da? Să ne gândim uh, la Eminescu, nu, nu înseamnă că avea tot timpul dreptate, că avea și el excesele lui, poți să nu fii de acord cu unele lucruri spuse de Eminescu, dar să o faci în cunoștință de cauză, nu uh, uh, ridicând în slăvi fără să știi de fapt despre ce e vorba, ce este cu adevărat important la uh, Mihai Eminescu. Încerc să-mi dau seama dacă noi avem lideri sau mai degrabă conducător de instituții, de partide politice. Bun, și ul nu e doar politic uh, în toate domeniile există oameni care asumă un rol uh, de uh, conducători, uh, care sunt o sursă de inspirație pentru uh, ceilalți. Deci să nu reducem uh, la politică. Sigur că în politică ne doare mai mult, uh, pentru că e undeva și rușinos uh, pentru noi ca nație să fim conduși de oameni atât de, hai să spun, mediocri ca să fiu drăguți. Mm -hmm. Dați foarte drăguți, spunând mediocri. De fapt, e mult mai rău. Uh, Dar, totuși, uh, am așa un respect pentru instituțiile statului, și nu vreau să spun exact ce gândesc despre uh, persoanele care sunt în fruntea țării. Uh, și nu e ceva rog, nou, uh, e doar o agravare a unei probleme mai vechi. Uh, în plus de asta, situația actuală e de așa natură încât, într-adevăr, devenim uh, anxioși. Uh, pentru că situația mondială e uh, îngrijorătoare. Uh, și atunci, uh, evident că mulți români își spun stai puțin, că într-o situație ca asta am avea totuși nevoie de altceva. Uh -huh. uh, Ne-am mulțumit cu uh, echipa pe care o vedem în fruntea țării, uh, dar, de fapt, uh, uite că sunt situații în care ar fi nevoie de altceva. Pe de altă parte, trebuie să spun că pe total în legătură cu ce se întâmplă în Ucraina. O fi cei care ne conduc așa cum spuneam mai devreme, dar nu îmi doresc nicio personalitate flamboiantă de tip Orban. Victor Orban este după părerea mea, o catastrofă în primul rând pentru Ungaria. E și o vină a cetățenilor pentru acești conducători pe care îi avem? Ba, sigur că da. Uh, în, în democrație, clasa politică este oglinda societății. Uh, uh, sigur că mulți preferă să ignore. Ăia uh, de care vorbeam mai devreme, da? care se întâlnesc între ei, vorbesc despre mașinile lor bengoase, despre călătoriile, nu știu pe unde, avioanele private... Uh, au impresia că sunt superiori restului populației, uh, nu-și asumă niciun fel de obligație față de uh, restul societății, uh, consideră pe bună dreptate că avem niște conducători complet uh, stupizi, uh, dar uh, ce fac ei este politica struțului. Uh, și atâția alții, da, uh, la fel, sunt uh, intelectuali care uh, preferă să ignore uh, realitățile. Și intelectuali care nu se implică, poate, mai mult. Bun, nu, nu poți, să ne înțelegem, nu trebuie făcut proces tuturor, pentru că vocația unora este să se concentreze pe ce știu ei da. să facă. Deci, nu e, Aici nu e vorba de o critică a intelectualii lor, mm. în general, e absurd. Dar, măcar o parte dintre noi, e bine să asumăm și un rol în societate. Îi vedeți recuperabil pe conducătorii politici? În ce condiții? Nu știu. <laughs> <D> dacă... <laughs> Uite, dintr-un dintr dintr președinte de partid sau de instituție a țării să devină un lider. Sunt slabe șanse <laughs> pentru că nu e imposibil. Sigur, miracole se pot produce oricând, dar uh, sistemul politic românesc, mai exact partidele românești, sunt mecanisme de antiselecție. Uh, și sunt organisme în care se delirează împreună uh, și e legat de studiul prostiei, pentru că există și prostia de partid, vorbeam mai devreme despre fenomenul ăsta. Uh, sunt unii oameni care se tâmpesc uh, de la politică de partid, îi uh, știai mai deștepți, după o vreme de militantism politic devin niște rinoceri. Uh, și, uh, cum vă spuneam, uh, sunt două criterii în politică foarte importante. În politica de partid, încă o dată, uh, și anume uh, o anumită obtuzitate intelectuală și, uh, spuneam mai devreme, lașitate, lipsa de curaj, de fapt. Astea, și, și combinația asta, evident că nu poate să dea uh, lideri. Uh, în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că un lider, în adevăratul sens al cuvântului, e curajos, are curajul să spună ce gândește. Sigur, nu oricând și oricum. Da? Uneori un lider trebuie să. Mă rog, să mai aștepte momentul potrivit pentru a spune sau a face anumite lucruri. Uneori trebuie să-și calce pe inimă. Dar e nevoie de curaj, e nevoie totodată de. Inteligență, de înțelepciune practică, dar nu întâmplător fronesis, prudenția, înțelepciunea practică, este virtutea cea mai importantă la un conducător. Da, o, o spune Aristotel în etica nicomahică, nu știu dacă ați fost la Siena. Nu. A, neapărat să mergeți la Siena, uite, o să avem o călătorie de studiu la Florența și Siena în aprilie cu o companie mare din România. Uh, și uh, la primăria din Siena, în Palazzo Publico, este faimoasa frescă a bunei guvernări. Uh, și e ceva extraordinar, este o întreagă filozofie politică în imagini. Uh, și vezi bunul conducător uh, flancat de virtuți, uh, niște femei uh, frumoase care îl flanchează. Nu sunt majoretele bunului conducător, ci sunt virtuțile bunului conducător. Și cea mai importantă, cea care este așezată la dreapta lui, este prudenția, fronesis. Bun, pe, o alt, pe celălalt zid, pe celălalt perete, pardon, al sălii respective, este alegoria proastei guvernări. Alegoria patologiilor puterii, da? ca să aduc discuția la ce mă interesează pe mine, și anume patologia puterii, fenomen absolut fascinant, vă rog să mă credeți. Peștere de la cap se s-ar potrivi așa ca o imagine pe un perete a României de azi? Da, Sau dar nu e, capul, nu e numai dar capul. Nu e numai capul. Da ce păi Este și ce vă spuneam mai devreme, faptul că atât de puțini compatrioși citesc, faptul că... Se din, am, din toate părțile. Da, faptul că... Cei care uh, au o vocație intelectuală sunt adesea uh, priviți de sus, sunt hărțuiți uh, de mă rog, uh, golanii de serviciu. Și uh, cu ce putem înlocui noi în anul electoral 2024, domnule paleologu, întrebarea eu cu cine votez? O, asta e o eternă problemă. Uh, îi datorăm lui Caragiale formularea aceasta, uh, numai că în lumea lui Caragiale e o lume paradiziacă față de lumea noastră. Gândiți-vă că în scrisoarea pierdută nu era vorba de șpagă, nu era vorba de doctorate plagiate. Zaharia Trahanache era o lumină față de președintele Iohannis. Zoe chiar este o doamnă. Nu vorbesc de matracucele din politica noastră actuală, da? tot felul de femei vulgare, oribile, odioase, care au succes pentru că există un fel de atracție pentru porno kinky uh, în spațiu public uh, românesc. Uh, bun, aș putea continua Farfuridi, chiar e un tip interesant, am și ținut un curs despre filozofia lui Farfuridi. Farfuridi ca uh, gânditor și om de acțiune se chema uh, cursul respectiv. Uh, da, în 2024 uh, se prefigurează o alegere extrem de dificilă Uh, cred că PSD o va ține langa cu Ciolacu, s-ar părea că și PNL o ține langa cu Ciucă, ceea ce este sinucigaș. Uh, iar USR-ul s-ar părea că vrea să o țină Langa cu Dranga uh, cu Dranga, cu Drulă uh, Drulă, drula Dranga drula. Uh, drula da, scuze uh, e, e un diplomat Dranga uh, îi cer scuze că am uh, greșit, dar probabil din cauza rângii am făcut această eroare de care mi-am dat seama imediat uh, Asta ce ne spune despre partidele acestea? Că nu sunt în stare să se gândească în, af în afara nombrilismului de partid. Da? Nu se pot gândi decât la oamenii din partid. Uh, PSD-ul poate și- poate permite uh, acest lux, dar PNL-ul nu-și poate permite acest lux pentru că va primi o scatoalcă de zile mari la europarlamentare. Va mai putea fi ciucă. Uh, uh, omul lor pentru alegerile prezidențiale după scatoalca de la europarlamentare care se prefigurează. Iar în cazul USR-ului, de ce vor să reediteze experimentul Barna? Barna a reușit să înjumătățească voturile USR în 2019. Efectiv, să le înjumătățească. Și eu n-am nicio vină în faptul că Barna a fost uh, un asemenea. Campion la dilapidarea uh, unui capital electoral. Iar uh, Drulă, continuă aceeași uh, atitudine da? sau aceeași uh, poziționare. Uh, Barna este candidatul SR uh, la europarlamentare, cap de listă. Uh, N-au înțeles mai nimic din ce s-a întâmplat în 2019. Da? Uh, vor doar să-și păstreze uh, nu știu, cele 10. 11, poate 12%, eu aș da. spera să fie cât mai mult uh, zestrea electorală a USR-ului. Vor doar să-și păstreze uh, aceste voturi. Bun, e posibil uh, o asemenea abordare, pot să înțeleg. Uh, dar, marea problemă în uh, 2024 este uh, că ne, afem, ne aflăm în fața unui imens pericol, uh, și anume să reedităm catastrofa din 2000 cu o figură încă mai detestabilă decât fusese Vadim Tudor la acea dată. Își iau această responsabilitate domnii Drulă, Ciucă și cine o mai fi? Asta e întrebarea pe care ar trebui să-și pună în fiecare zi uitându-se în oglindă și întrebându-se dacă se vor mai putea privi în oglindă fără dispreț dacă nu vor face ce trebuie, uh, și anume să dea dovadă de responsabilitate în fața unui imens pericol. Și acum vreau să vă mai spun ceva, da. că uh, 2024 e un an foarte important, nu doar în România. În Indonezia deja a câștigat alegerile un personaj uh, uh, foarte periculos, uh, un om care pe față îl admiră pe Putin. În In India, e foarte posibil ca Modi să-și continue uh, politica, să fie confirmat uh, de uh, alegători. De asemenea, în Statele Unite, există riscul unei realegeri a lui Trump Reloaded, într-o variantă mai periculoasă decât în uh, 2016. Uh, ce cred este următorul lucru? Uh, acest uh, val uh, populist uh, riscă să distrugă Anumite democrații. Nu peste tot se va întâmpla acest lucru. Unele democrații vor rezista. Cred că democrația americană va rezista. E suficient de solidă, Constituția americană e construită în beton armat. Încă de părinții fondatori în secolul XVIII. Chiar și cu Trump ales. Deci nu cred o secundă că Trump va reuși să transforme America într-o dictatură sau să schimbe natura democratică a regimului. În schimb, Trump poate să facă pagube în politica internațională. Acolo poate să facă pagube foarte mari, fiind total imprevizibil. Nu poți să știi ce poate să facă omul ăsta. Ba spune una, ba spune alta. Uh, nu, de, nu de mult zicea că uh, Rusia e binevenită să invadeze uh, țări NATO care nu își plătesc uh, întreaga contribuție. După aia a, a spus altceva că vrea să le motiveze în felul ăsta. Uh, eu, omul poate să spună orice, să facă orice, ba una, ba alta, e imprevizibil. Dar una peste alta, soarta uh, democrației în America nu este un subiect de uh, îngrijorare. În schimb, în alte țări, da, în unele țări democrația riscă să dispară ca rezultat acestui val populist autoritar, riscă și cum în e de pildă în Indonezia. În cazul României avem o mare șansă, un mare noroc, faptul că suntem parte din NATO și Uniunea Europeană. Convingerea mea este că dacă nu eram parte din NATO și Uniunea Europeană, am fi avut deja o dictatură. Dragnea nu s-ar fi jenat să instaureze o dictatură de tip Arturo Ui. Arturo Ui este uh, un personaj al lui Bertolt Brecht. Rezistibila ascensiune a lui Arturo Ui, o piesă excelentă de uh, Bertolt Brecht. Iată că ascensiunea lui uh, Arturo Dragnea a putut fi oprită. Dar dacă nu eram parte din Uniunea Europeană și din NATO, n-ar fi putut fi oprită. E o mare șansă faptul că facem parte din aceste entități, sigur, criticate de unii. Simion a zis zilele trecute că Uniunea Europeană egal URSS, Uniunea Sovietică. Ceea ce între noi fie vorba este o reabilitare a Uniunii Sovietice. De fapt, și-a dat pe față. Adevăratele lui preferințe. E psihanalizabil. Dacă cineva spune o asemenea enormitate, trebuie văzut dincolo de cuvinte. Și este psihanalizabil. De fapt, modelul politic al lui George Simion este Rusia lui Putin, adică Uniunea Sovietică. Cu un război aproape de noi, domnule Paleologu, Armata României se confruntă cu deficit de personal, militează pentru Armata Voluntară, de asemenea angajează soldați profesioniști. Au fost nenumărate glume. Um, atunci când a început războiul în Ucraina, cu români care ar face coz, domne, la pașapoarte să fugă din țară. Îi vedeți apărându-și țara pe români? S-au făcut, făcut multe glume și pe seama mea în 2019, când am spus, am fost unicul candidat care a spus acest lucru, că am avea nevoie de introducerea unui stadiu militar, civic, pentru toți tinerii acestei țări. Nu ca înainte de 89, pentru că e imposibil de făcut așa ceva și ar fi o mare belea pentru armată. Însă e nevoie de o formă de educație militară, civică, pentru tineri și nu numai pentru tineri. Uh, au fost uh, tot felul de proști, nu e zic să spun, care au râs de mine. Știți, vă spuneam mai devreme, întotdeauna ești prostul cuiva. Întotdeauna se gândește, se găsește un prost care să râdă de tine când spui ceva inteligent. E sigur acest lucru și chiar unii uh, oameni uh, care au merite intelectuale au râs de mine la acea dată. Uh, bine ar fi uh, să-și aducă aminte de propria prostie acum. În 2024, pentru că am avut dreptate. Nu trăim într-o lume pașnică, minunată și armonioasă. Și nu putem aștepta la nesfârșit ca alții să moară pentru noi, alții să plătească pentru noi, alții să lupte pentru noi. Să ne înțelegem. Trebuie evitat uh, cu orice preț un, un război. Uh, e cea mai mare catastrofă care se uh, poate produce. Uh, nu vreau să fac eu pe viteazul uh, acum, dar e o chestiune de prudență, de acea fronesis, acea înțelepciune practică de care vorbeam uh, mai devreme. Uh, trebuie să te pregătești uh, pentru cel mai rău scenariu posibil. Nu să acționezi în sensul respectiv, ci să te pregătești. Uh, iar România trebuie să fie pregătită. Uh, și facem cozi la pașapoarte sau cozi, pe cozi la neapărat? În primul ar... rând, uh, foarte mulți uh, români, și nu-i judec, uh, pleacă. Pleacă masiv. Uite, vreau să vă mai povestesc ceva Bun. de anul trecut. Am organizat două școli de vară la Rășnov, și una dintre școlile de vară a fost pentru tineri români și ucraineni. Împreună cu Fundația Adenauer erau 10 români și parcă 9 ucraineni. Sigur că pe români am selectat mult mai riguros. Deci erau foarte buni tinerii români pe care i-am selectat. Ucrainenii mai puțini, erau unii foarte buni, buni, dar și mai slăbuți, nu prea înțelegeau bine engleză, că evident toate cursurile erau în engleză. Însă e ceva care m-a frapat. Și anume, aproape toți românii, nu i-am întrebat asta pe toți, dar aproape toți aveau un singur gând să plece naibii din țară. Și spun, naibii, pentru că era vorba de un anumit, un anumit năduf, o anumită furie mm -hmm. împotriva României. Care, atenție, e furia părinților, de fapt. Da? Generația noastră, mă rog, eu sunt mai în vârstă decât dumneavoastră, generația mea, dar și generația dumneavoastră, transmite. Această atitudine celor mai tineri, Trauma. care vor să plece naibii din România fără să se mai uite înapoi. În timp ce tinerii ucraineni, toți mi-au spus același lucru, vor să se întoarcă acasă, chiar dacă acel acasă uneori nu mai există, orașul lor a fost ras de pe hartă de către uh, Putin. Uh, asta e o diferență care nu are cum să nu te entristeze, N-ai cum să nu fii. Trist și melancolic când vezi așa ceva. Pe de altă parte, eu întotdeauna încurajez pe tinerii care au o vocație intelectuală să meargă să studieze în afara țării. Uh, evident că uh, filozofie vei uh, învăța mult mai bine la Sorbona sau la Heidelberg uh, sau la Durham uh, decât la Universitatea București. Nu e niciun dubiu în această privință. Uh, dacă vrei să fie, faci arheologie, nu poți să faci în România. Uh, trebuie să te duci în Franța, Germania, în Anglia, într-o țară în care se învață ca lume acest lucru. Uh, deci, încurajez! Acest tip de demers, dar fără această atitudine de uh, furie față de uh, țară, mi se pare cu totul uh, păgubos uh, și cred că e vorba și de responsabilitatea generației noastre, de uh, responsabilitatea generației părinților să dea sfaturi rezonabile, da? dute băiete sau dute fata mea studiază în Anglia sau în Olanda sau unde mai fi, dar fără uh, această uh, furie, uh, fără această decizie de a nu te mai uita în urmă. Și aș vrea să încheiem, domnule Paleologu, cu răspunsul la această întrebare cheie, întrebare care definește România la atâția ani după Revoluție, la atâția ani de la Revoluție. Noi cu cine votăm, domnule Paleologu? Păi, v-am spus deocamdată că nu vreau să fac campanie pentru nimeni. Eu, eu personal, eu toader personal, vorbi, toader paleologul personal, vorbind doar în numele așa, o, măcar meu, măcar o profilul eu dori, care să să uh, dori, Uh, în măsura în care am candidat eu însumi în 2019, cred că nu mai am de spus nimic. A fost singura dată când am votat din inimă cu cineva uh, și am votat de multe ori, credeți-mă, că am votat și în Franța, uh, că sunt cetățean francez, am votat la toate alegerile prezidențiale din România. Singura dată când am făcut-o din toată inima, cu toată convingerea, a fost în 2019, în primul tur. E firesc. Uh, ăla era omul care îmi plăcea să conducă România. Fără niciun dubiu. Însă, nu îmi doresc în mod special să fiu candidat, am o anumită filozofie a implicării care presupune și o detașare. Dacă am scris despre patologiile puterii, este și pentru că consider că e necesară o detașare față de ambiție. Platon avea dreptate, nu era un idealist în sensul obișnuit al cuvântului când spunea că cei mai eficienți pentru a exerca puterea sunt cei care nu și-o doresc. Uh, și eu chiar nu mi-o doresc pentru că este o imensă belea. Uh, însă, lăsând la o parte considerentele astea, uh, mă uit la scena politică actuală și evident mi-aș dori ca uh, PMP, USR, Forța Dreptei să aibă un candidat comun, dar credibil, nu uh, Ludovic Orban și nu uh, Cătălin Drulă uh, un candidat cu adevărat credibil și capabil să adune uh, în jurul uh, unui proiect uh, comun Uh, și, de asemenea, mi-aș dori ca PNL-ului să-i vină mintea la cap după scatoalca pe care o va primi la europarlamentare. Sunt slabe speranțe cu PNL-ul, e atât de gangrenat acest partid, încât puține șanse sunt să-și revină, dar nu e imposibil. Da? S-ar putea ca PNL-ul să se alăture unei asemenea uh, coaliții. Asta e ce mi-aș dori. Dar una e ce îmi doresc eu, alta e ce se va întâmpla cu adevărat. E foarte posibil ca interesul PNL-ului să fie mai degrabă să meargă împreună cu PSD-ul, pentru că nici nu, nu se poate guverna altfel decât în această formulă PSD-PNL, în care, de fapt, toată lumea știe PNL-ul este cățelușul uh, PSD-ului. Bun, e și asta o manieră de a vedea lucrurile. Nu, eu n-am judecăți morale pe această temă. Dacă asta este optica conducerii PNL pot înțelege. Ați avea un leac pentru absenteism? Pentru cei care Deocamdată nu, să nu, prea văd leac pentru absenteism. Absenteismul face parte din realitatea românească și se reflectă apoi în ceea ce avem în Parlament. Acum, nu vreau să dau, să am impresia că vreau să culpabilizez electoratul. Uh, nu e vorba despre asta. Uh, să nu uităm totuși că uh, se, votul în România e pe liste da, liste pe care le decid șefii de partide. Uh, sunt liste închise. Avem un sistem proporțional cu liste închise uh, care produce. Ce vedem? Da? N-are cum să producă altceva. Și atunci, asigur că pot înțelege dezgustul multor compatrioți. Îl pot înțelege, dar înțeleg la fel de bine că este periculos. Mai am o rugăminte, domnule Paliologu. Haideți să înlocuim eu cu cine votez cu altceva. Ceva care ne-ar ajuta. Ceva care ar merita să definească România. Și nu întrebarea asta. Da, eu cred că, într-adevăr, întrebarea asta trebuie modificată, și mai exact cuvântul cine este o problemă. Pentru că această personalizare e periculoasă. Asigur că fiecare va spune, păi eu sau uh -huh. uh, nu personificarea personalizarea este periculoasă importante sunt proiectele dar noi avem o altă problemă gravă de cultură politică uh, oamenii prea puțin votează în funcție de ideologie, de convingeri Uh, sigur că fenomenul ăsta se produce și în alte țări. Da? E legat de mass media, de tiktokizarea uh, societăților contemporane. Uh, Tiktochizare înseamnă și reducerea considerabilă a capacității de a urmări un argument. Uh, și uh, sigur că avem o problemă legată de... Uh, Motivațiile pentru vot. Spuneam în 2019 că mulți compatrioți confundă votul cu păcănelele. Uh, uh, hai să ghicim cine va câștiga. Are șanse, n-are șanse, de parcă asta ar fi întrebarea. Întrebarea este ce cred. Ce este bine pentru România? Asta este întrebarea. Nu dacă are șanse Iohannis sau Drulă sau mai știu eu cine. Astea sunt tâmpenii. E o manieră puerilă de a pune întrebarea. De altfel, uh, suntem înconjurați aici de publicități pentru uh, jocuri de noroc. Uh, publicitățile pentru jocurile de noroc sunt mai nocive pentru sănătatea uh, românilor decât publicitățile la alcool uh, și țigări nu înțeleg dacă s-au interzis publicitățile la alcool și țigări, de ce să nu se interzică publicitățile la acest flagel care e mult mai grav. Și să vă mai spun încă ceva apropo de asta. Mi se pare că suntem nemaipomeniți în România. Alina Gorghiu a torpilat legea privind publicitățile la jocuri de noroc care de-al pare a fi fost doar un joc din partea PNL-ului pentru a mai trage niște bani din uh, această industrie uh, mafiotizată. Și cum a fost recompensată Alina Gorghiu, A devenit ministrul justiției. Ea care a făcut un serviciu acestei industrii uh, a jocurilor de noroc. Adică o persoană care este în solda uh, unui lobby de această natură este promovată și nu întâmplător ministru al justiției. Este absolut uh, uluitor. Uh, Într-o țară normală, o persoană ca Alina Gorghiu ar fi paria, ar dispărea cu totul din uh, viața politică, aruncată la coșul de gunoi pentru ce a făcut în legătură cu legea privind uh, publicitatea la jocuri de noroc. Ei bine, nu. Președintele Iohannis, Partidul Național Liberal, o recompensează cu Ministerul Justiției, nu alt minister. Uh, halal. Partid național liberal. Între noi fie vorba, pretențiile liberalilor de a fi cel mai vechi partid din România. E absolut ridicolă. Niciunul dintre conducătorii acestui partid n-are vreo legătură cu partidul liberal de dinainte. Să facem din alegerile din 2024 să nu fie un joc de noroc. Da, ar fi de dorit, însă tare mă tem că mulți își pun problema asta. Da? Cine are șanse? Șoșoacă, Simeon, pe cine pariem? Cine face jocurile? Alba neagră. Da? E un fel de atitudine care ține de boala asta a jocurilor de noroc în societatea românească. Da? Se citește puțin și se joacă mult. Mult.